Zisa Domnul pilda aceasta, era un om bogat care avea un iconom și a opărât pe iconom către el că îi risipește avuțiile. Deci l-a chemat și i-a zis, ce este aceasta ce aud despre tine? Să-mi dai socoteala iconomatului tău, căci nu mai poți să fii de acum înainte iconom. Atunci iconomul și-a zis, ce voi face că stăpânul meu e iconomatul de la mine? Să scap nu pot, să cerșesc îmi este rușine. Știu ce voi face ca să mă primească oamenii în casele lor, dacă voi fi scos din iconomat. Și chemând unul câte unul pe datornicii stăpânului său, a întrebat pe cel din tâi, cât ești dator stăpânului meu? Acela i-a răspuns, 100 de măsuri de unt de lemn. Iconomul i-a zis, ia-ți zapisul tău, șezi jos și scrie de grabă 50. După aceea a întrebat el pe altul, dar tu cât ești dator? El a răspuns, 100 de măsuri de grâu. I-a zis lui iconomul, ia zapisul tău și scrie 80. Iar stăpânul a lăudat pe iconomul cel nedrept, pentru că a lucrat înțelepțește, căci fiii viacului acestuia sunt față de însuși neamul lor mai înțelepți decât fiii luminii. Deși eu zic vouă, faceți-vă prieteni din mamona nedreptății, pentru că dacă veți sărăci, să vă primească aceia în locuințele cele veșnice. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, iarăși și iarăși a aplicat mila, a aplicat îngăduința, n-a legat, a dezlegat, n-a împovărat, a iertat și a binecuvântat, n-a strivit, ce am mântuit. Și atunci, iubiți credincioși, iată că acesta era pus în situația de a-și pierde statutul de iconom. Dar când pierzi o funcție lumească, este una. Dar când pierzi harul, harul preoției este cumplit, iubiți credincioși. Pentru că preotul se roagă de multe ori, la proscomidie când scoate pentru el torticică, la liturghie când are rugăciuni mai aparte, îl roagă pe Dumnezeu și la botez și la Sfinte Taine și la Sfântul Marcu, Doamne, nu mă scoate din vrednicia și iconomatul Tău, nu lua harul Tău de la mine păcătosul pentru păcatele mele cele multe, ci după mila Ta, pentru iubirea Ta față de oameni, ține-mă în continuare să fiu iconom al Sfintelor Taine, ca să se lucreze lucrarea mântuirii pentru popor. Și atunci, iubiți credincioși, iată că a venit stăpânul. Și a lăudat pe iconomul cel nedrept, pentru că era nedrept. Pentru că a lucrat înțelepțește. Nedrept, dar a lucrat înțelepțește. Și spune Domnul aici un cuvânt, fiii veacului acestuia sunt mai înțelepți într-o ale lor decât fie luminii. Lumea aceasta, iubiți credincioși, scormonește și marketingul, pune în valoare și managementul, gândește tot soiul de forme și de structuri pentru câștig lumesc. Dar noi, nici măcar tactul pastoral, tradițional, nu-l mai folosim, după tradiția bisericii, după economie și după scumpătate, ca să câștigăm sufletul. Oare nu spune acolo, pentru duhovnic, pentru econom, Sfintelor Taine, dacă vine omul cu un păcat, precum în Sodoma și Gomora, 15 ani nu-l împărtășește. Dar dacă el se hotărăște să-și schimbe viața, iată că împarți. O treime lui Dumnezeu, 5 ani cerului, 5 ani le iei tu și 5 ani îi dai lui ca și canon. Și iată că ai făcut precum iconomul acesta milostiv și înțelept. Dar nu spune acolo că dacă mai postești o zi, îi mai scazi, dacă postești și luni. Nu spune că dacă faci milostenie, îi mai reduci. Nu spune că dacă face și mătănii, iarăși mai scazi un an și tot așa. Doar îl aduci unde? La unirea cu Hristos în Sfânta Părtășanie. Și se bucură stăpânul, pentru că trupul și sângele Domnului ajunge să fie în gura
păcătosului și de acolo în inima lui. Pentru că pericopa evanghelică de ieri spune așa, că se bucură mult mai mult cerul și Domnul și îngerii și sfinții pentru un păcătos care se păcuiește decât pentru 99 de drepți. Se bucură mai mult pentru o oaie rătăcită decât pentru 99 care se află în staul. Se bucură mai mult pentru drahma cea pierdută decât pentru celelalte drahme care se află la un loc în siguranță. Pentru că bucurie mare se face în cer pentru un păcătos. Dar dacă noi lucrăm împotriva voii Domnului, dacă noi nu suntem după mila Lui, ci după dreptatea noastră, suntem niște economi neînțelepți, nici măcar cum sunt fiii viacului acestui, dar măcar speculează postul Paștelui, ca preot. Speculează momentul că omul se deschide în postul Crăciunului, când vine și el, și la Paști, și la Crăciun, cu anumită deschidere sufletească. Vrea să postească măcar aceste două posturi. Vrea să se roage un pic mai mult, mai face o milostenie, mai vine din țări străine acasă, la biserică, în post, la familie, și îl vezi că vrea ceva, o chemare. Speculează momentul și îi reduc și desleagă și binecuvintează și trăiești cu vederea. Pentru că amintiți-vă de căderea lui Petru, care nu mai era ucenic, și spune Petru, vrei să fii din nou iconom? Vrei să fii din nou apostol? Vrei să fii din nou cel care are puterea de a lega și a dezlega cheile împărăției cerului? Petru, trebuie să faci un singur lucru. Să ierți, să deslegi, să fii milostiv, să binecuvintezi, să adapi oile, să le hrănești la pășune. Paște oile mele, paște mielușei mei. Și atunci toate păcatele tale, Petru, și a tuturor clericilor din toate timpurile, nu se vor ierta prin nevoințe personale, ci doar prin mila mea față de tine, pentru că tu ai avut milă și eu am făcut cu tine milă. Tu ai dezlegat și eu te-am dezlegat. Tu ai iubit și eu te iubesc. Tu ai sfințit și eu te sfințesc. Tu, ca și cleric, ai deschis porțile împărăției pentru cel mai mic și iată că ei vor mijloci pentru tine, pentru că ai dezlegat și vii, ai dezlegat și morți, ai dezlegat pe toți și spune aici, faceți-vă prieteni din mamona al nedreptății, faceți-vă prieteni și voi, poporul și noi, pentru că se câștigă bani de multe ori necurați și faceți o milostenie. Mamona al nedreptății, adică bani câștigat cu nedreptate. Faceți o milostenie, măcar cu banul acela. Și veți vedea că acei săraci vor striga pentru voi în împărăția celor. Pentru că dacă veți sărăci, aceștia de vorbă vă vor primi și ei în locuințele lor, cele veșnice. Și atunci, iubiți credincioși, vedeți ce spune Domnul într-un cuvânt, milă voiesc, iar nu jertfă. Și am trimis pe Fiul meu să cer socoteală la plinirea vremii și n-ați înțeles. Am trimis pe Fiul meu, dar tot cerul și pământul a dăruit câte ceva. Numai voi, economilor nedrepți, n-ați dăruit nimic. Și acei economi nedrepți erau arhierei, cărturarii, fariseii, învățătorii de lege. A dăruit cerul stelele, a dăruit pământul peștera. Au dăruit păgânii și magii aur, smirnă și tămâie. A dăruit tot ce era în afara sistemului vostru închistat bisericesc din Vechiul Testament. Toți au dăruit câte ceva. Numai voi n-ați dăruit decât scripturile tâlcuite pentru Irod ca să știe momentul să omoare 14.000 de prunci și să-L caute și pe Iisus. Asta ați dăruit voi. Știința voastră la picioarele unui sistem. Dar n-ați putut să fiți voi primii cu darurile la peșteră? N-ați putut să fiți voi primii și nu magii și nu păstorii care au dăruit și ei la rândul lor cântarea lor alături de îngeri? Toți au dăruit câte ceva. Numai voi ați dăruit știința fiarei desfrânata sau fiara ca să omoare și să ucidă pruncul. Așa va fi și acum. Așa vrea și acum să facă. Dar, iubiți credincioși, strigăt mare este acesta, în postul acesta al bucuriei, în postul în care Domnul vine și se naște în peștele Betleem, în fiecare liturghie, la proscomidiar, avem Betleemul, în fiecare liturghie pe Sfânta Masă avem pe dreptul judecător.
În fiecare Sfântă Liturghie se face judecată, în primul rând, pentru noi clerici și ne întreabă. Stau în fața Sfântului Altar, ca în fața dreptului judecător, și ne întreabă întâi pentru conștiință și apoi ne întreabă pentru popor. Ce ai făcut tu cu Euharistia mea? Ce ai făcut tu cu darul meu? Ce ai făcut cu iconomatul tău? Cât ți-ai deslegat? Cât ți-ai binecuvântat? Cât ți-ai împărtășit la fiecare Sfântă Liturghie? Cât ți-ai alungat de la biserică pe care ți-am adus eu prin Îngerii Păzitori și tu i-ai alungat prin nepriceperea ta duhovnicească? Cât ți-ai distrus sufletește prin închistarea și prin blocarea minții și a inimii tale pentru că ai crezut că Dumnezeul pe care tu slujești este un stăpân nemilostiv, când tu trebuia să propovăduiești poporului iertarea, deslegarea, mila și iubirea, ca poporul să aibă curajul să vină la Sfânta Împărtășanie, nu să se teamă că se arde de Dumnezeu, că se osândește, că se îmbolnăvește, că se strivește, că se chinuiește. Nu cumva să-l îngrozești pe popor prin felul cum predici, prin felul cum te comporți, căutând ca un fariseu la cele mai mici detalii ale postului sau unor forme exterioare, când tu nu miști nici măcar un deget ceea ce propovăduiești. Econom nemilostiv ce ești. De aceea, evite credincioși, nu este timp de pierdut. Nu putem umbla cu finețuri când vedem că în lumea aceasta întunericul prinde putere, iar poporul zace strivit între un sistem demonic și între un sistem bisericesc drăcesc care bate palma cu trădarea, cu apostazia, cu ecumenismul și iată că aceștia poartă același duh. Același duh, iubiți credincioși, știți de ce spun? Același duh lumesc, același duh când totul este transformat și pervertit, sistem bisericesc, sistem lumesc, nebunii lumea aceștia, cum v-a spus ieri, vor să vă aducă de la starea de fii la starea de animalitate în pentagramă și din pentagramă în starea de drahmă pierdută, părăsită, fără de rost, fără de sens, fără de libertate, fără de rațiune, fără de putere și fiind pentru ei o simplă proprietate înregistrată printr-un cont și printr-un număr, iar în biserică, iubiți credincioși, dacă tu nu ești împărtășit, degeaba ești pecetuit cu Sfântul și Marele Mir. Pentru că botezul și mirungerea au finalitate în Euharistie și în împărtășire. Și ești un mădular, dar un mădular mort. Pentru că ai viață în tine doar că ai trupul și sângele Domnului. Degeaba te-ai născut și te-ai îmbrăcat dacă nu ești alimentat, dacă nu ești hrănit, dacă nu ești împărtășit. Și ești un mădular mort al bisericii. Și ai murit pentru că nu ai fost conștientizat de părinții tăi duhovnicești spirituali de naș, de părinții tăi trupești, de părinții tăi spiritual duhovnicești, părinții duhovnici, care ar trebui să te crească, ca să te mântuiască, să te unească cu Hristos, ca să te înalțe către Împărăția Cerurilor. Și atunci, iubiți credincioși, cum ești tu în momentul acela? Pe lângă sistemul care te vede o proprietate și pentru ei ești tot un număr, ești tot o mare. Ești încă unul care aduce pomernicul. Ești încă unul care dă bandă. Ești încă unul care stă cu prezență. Ești încă unul care vine aici la număr, dar nu primește nimic. I se arată, dar nu i se dă. I se cântă, dar nu i se dă. I se vorbește, dar nu i se dă. I se prezintă, dar nu i se dă. Ce nu i se dă? Nu i se dă cei mai important. Pe Hristos Dumnezeu. Nu i se dă deslegarea. Dintr-o sută s-a deslegat la 80. Măsuri. Dintr-o sută s-a deslegat la 50 de măsuri de grâu. Și apoi economul acesta înțelept, iată că s-a mântuit și el. Preoții ar trebui să gestioneze aceste momente de criză. Felul cum desleagă, cum iartă, cum binecuvintează pe păcătos, pentru că este pocăința tâlharului și a deslunatei, este șansa, este cartea vieților în vremurile acestea, unde spune Sfântul Ioan Gurean, unul dintre 1000 de preoți, unul dintre 1000 de economi, dacă se vor mântui în vremurile cele de pe urmă. Și mai este un blestem care spune să te duci acolo unde se vor duce preoții din veacul al VIII-lea. Să te duci în fundul iadului, acolo unde se vor duce economii nemilostivi. Nu vrea Dumnezeu nimic la noi, la preoți, decât să deschidem mințile poporului, să dezlegăm prin puterea care ne-o dă El să dezlegăm, să binecuvântăm prin puterea care El ne-a dat să binecuvântăm, pentru că El binecuvintează prin noi,
să nu ne dăruim pe noi, ci să dăm trupul și sângele Lui pentru copiii Lui. Și pentru această înțelegere și deschiderea noastră, vine iertarea, dezlegarea, binecuvântarea peste noi și peste casa noastră, ca și clerici. Pentru că strigarea este mare, iubiți credincioși și frați preoți, este mare. Iar dacă vreți să înțelegeți, vă repetăm de 1000 de ori. Citiți cuvintele cerești, grăite de Dumnezeu, în Teofanie, prin Sfântul Erar din Doroban, Patriarhul Bisericii Blahernei Prigoniților. O întrebați iarăși și voi de 1000 de ori. Dar cine l-a hirotonit? Dar cine l-a sfințit? Dar cine l-a făcut patriarh? Dar cine? Și atunci vă pun eu vouă întrebarea. Câți dintre cei care au certificat de hirotonie și au funcția și au toată patalamaua la mână, au ajuns la curățarea de patini, au ajuns la asceza mâinilor în Romanțul, au ajuns să aibă vederea duhovnicească, să cunoască rațiunile duhovnicești din lucruri, să-i vină fiarele pădurii când face Sfânta Liturghie, să vadă pe fiecare când desleagă deasupra capului la fiecare porumbel lumânare sau foc, să vorbească ore în șir o teologie înaltă de necuprins, să cunoască științele veacului acestuia ca să poată să catehizeze și pe înțelept și pe omul simplu. Cine a ajuns la vârfura lui să stea zi de zi, an de an, cu potirul în mână, până la 16 ore, de se făceau prescuri cât roada prugului, spune acolo în cărțile lui? Și atunci, ce mai căutați voi să îi scoliți? Pomul se cunoaște sau nu se cunoaște după roadă? Omul se cunoaște sau nu se cunoaște după faptă? Cât ți-ați băgat voi în monahism? Cât ați trimis la școlile teologice? Cât ați ajuns să scoateți din păcat, să-i convertiți? La câte mii de oameni predicați deodată? Oare nu era lucrarea Harului prin el? Așa s-a ajuns și la acel moment al Teofaniei, prin care cuvintele cerești curgeau. Și curgeau într-un singur punct. Postul nașterii Domnului n-are valoare atâta timp cât Euharistia nu este dată în continuu în peștera inimii omului și a credinciosului, ci nu o să devină peșteră luminoasă, rămâne o peșteră întunecoasă și acum și-a încep colindele și ele rămân doar o spoială, pentru că economii nu-L dau pe Hristos. Și acum și urmează deslegările de bucuria de postului. Și ce bucurie poate să-ți ofere ție, vine unde lemnul și peștele, dacă tu nu îl ai pe Hristos să-l dai în inima omului ca binecuvântare, ca sfințire și apoi ca mângâiere la masa trupească, dacă tu îl înlături de la masa duhovnicească. Și putem continua în continuu de responsabilitatea economului duhovnicesc. De aceea, iubiți credincioși, mare atenție, înțelepciune drepți, trezire duhovnicească. Pentru că postul Crăciunului nu se poate trăi sentimentalist, cu bucurii lumești, așteptând câteva zile de stare emoțională trecătoare. Nu! Se trăiește în fiecare liturghie, prin fiecare moment, prin fiecare împărtășire, transformând viața noastră, iubiți credincioși, și inima noastră în peștera din Betleem. De aceea rugăm pe Bunul Dumnezeu, pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, pe tot cerul și toți sfinții și toți ierarhii din Biserica Biruitoare. Îi rugăm să lucreze asupra ierarhilor din Biserica aceasta luptătoare, să le deschidă mintea pentru dreapta credință, să lupte împotriva blestematului cumerim, să rămânem în har, ca să-L putem avea pe Iisus în peștera din Betleem în fiecare Crăciun. Îi rugăm pe ierarhii din Biserica Biruitoare să deschidă mințile clericilor din Biserica Luptătoare ca să nu mai blocheze Euharistia de la gura copiilor, să nu mai ia mâncare de la gura pruncilor, să nu mai oprească pe Hristos de la inima credincioșilor cu potirul lângă El și să nu îl dea să plece omul acasă și să mai creadă că mai este și în regulă. Ați văzut ce vă spun lumea aceștia, nebunii lumea aceștia și închei. Nu veți avea nimic și veți fi fericiți. Știți cum fac clericii din ziua de astăzi? Nu vă dăm nimic, nici aghiasmă mare, nici împărtășanie. Vă cerem totul, adică post, jertfe, rugăciuni și de toate, dar nu vă dăm nimic. Sunteți o proprietate și trebuie să fiți și fericiți. Fiți fericiți fără de Euharistie.
Fiți fericiți fără de împărtășanie. Fiți fericiți fără de Hristos în voi. Asta este nebunie, iubiți credincioși. E ca poporul Israel care vroia să se mântuiască prin lege fără de Mesia Hristos. Amin.